De ce antreprenorii nu au aproape niciodată liniște? Salutare, salutare! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Înainte de a începe acest vlog, nu ar strica să vă abonați la acest minunat canal, să dați un like și un share ar fi de-a dreptul extraordinar. După cum bine vedeți, mi-am luat hainele de sărbători și am încercat să mă gândesc la un subiect de vlog și uite că mi-a venit o idee, dacă tot este această așa perioadă incipientă a sărbătorilor, glumesc, mai e mult, nici măcar nu suntem în luna decembrie, însă m-am gândit să vorbesc despre acest subiect, de ce antreprenorii nu au niciodată liniște și poate chiar nici în vacanțe, nici de sărbători nu au acești oameni care lucrează ca niște furnicuțe liniște. Însă, mai întâi o să aflăm definiția acestui cuvânt sau mai bine zis ce spune Dexul, care este definiția Dexului în ceea ce privește acest cuvânt. Țin minte că la un moment dat un abonat, în cazul în care mai este abonat, mi-a reproșat faptul că nu, antreprenor nu este cel care are o mică afacere, antreprenor este acea persoană care are mulți angajați, iar antreprenorul este așa un fel de semizeu care stă și așteaptă ca ceilalți coechipieri în cadrul afacerii, e mult spus coechipieri, în fine, înțelegeți voi, angajați, își fac treaba, iar el doar culege așa profitul. Însă, Dexul mi-a dovedit fix contrariul. De ce? Pentru că potrivit Dexului, antreprenorul este acea persoană care execută anumite lucrări sau servicii particulare ori publice în schimbul unei sume de bani, în schimbul unei remunerații. Eu, bineînțeles, că nu am vrut să duc subiectul vlogurilor mele spre Steve Jobs, Dumnezeu să-l ierte, sau Elon Musk, sau Mark Zuckerberg, pentru că vă dați și voi seama, vorbim de niște oameni care într-adevăr sunt probabil antreprenori la puterea 10-a și așa mai departe. Nu mai zic de faptul că și noi în România avem oameni care au sute de angajați, care sunt la un nivel enorm. Nu, eu am vrut să fac referire în linii mari la oamenii care sunt undeva la același nivel ca mine. Oameni care au o mică afacere, că vorbim de un cabinet de avocatură, că vorbim de un mic magazin online, că vorbim de un mic mare magazin alimentar sau mai știu orice altă afacere, eu sunt de părere că chiar și acei oameni pot fi numiți antreprenori, întrucât își câștigă singurei bănuții, nu sunt angajați, nu au contracte cu statul, sunt oameni care au gândit un business, l-au dezvoltat așa cum este el, mai mic sau mai mare, și uite că din acel business își duc traiul. Însă, revenind la subiectul de astăzi, de ce nu au antreprenorii liniște? Aici vă pot spune din propria experiență, la un moment dat am vorbit și de părțile bune a acestui statut și am făcut un vlog pentru studenți în care am povestit eu despre profesiile juridice, însă astăzi voi vorbi mai mult pentru oamenii care poate se află în aceeași situație ca mine, poate nu se află în această situație, sunt angajați și speră să aibă afacerea lor și sunt interesați de un feedback din partea unei persoane care are o micro, mini afacere. Haideți să începem. În primul rând, de ce nu au antreprenorii liniște? Păi dacă ar fi, ei ar putea să lucreze 24 din 24 de ore. Chiar și de sărbători, chiar și de ziua lor,
chiar și de ziua iubitei, prietenei. De ce? Pentru că tot timpul va fi ceva de îmbunătățit la acea afacere. Oricât de mega șmecher ar fi respectiva afacere, că vorbim de Mac, că vorbim de Tesla, că vorbim de ce vreți voi să vorbim, tot timpul va fi ceva de îmbunătățit. Fie că vrem să mărim marja de profit, fie că vrem să automatizăm ceva la respectiva afacere, fie că vrem să îmbunătățim sistemul IT la respectiva afacere. Sunt tone de lucruri de îmbunătățit la orice afacere. Astfel încât, dacă vreți să îmbunătățiți respectiva afacere sau afacerea voastră, cu siguranță puteți să lucrați, din punctul meu de vedere, 24 din 24 de ore. Nu o să vină nimeni să vă tragă de mânecă, să vă zică: hei, lucrezi prea mult, este timpul pentru o vacanță. Nu! Dacă tu vei dori să-ți dezvolți afacerea, din păcate, va trebui să lucrezi non-stop. Este necesar să fii peste competiție sau măcar să fii cu un picior înaintea competiției. Altfel te vei număra, cum de altfel se numără și competiția ta, printre prestatorii de servicii care livrează fix același produs. Și atunci clientul va veni și se va întreba: păi, dar totuși, de ce să aleg eu serviciile lui Florin? Sunt mai ieftine? Nu. Sunt mai bune? Bă, nu știu, trebuie să le încerc. Sunt mai rapide? Poate. Tocmai de aceea trebuie să vii tot timpul cu un produs mai bun decât al competiției. Și chestiunea asta înseamnă multe ore de muncă, fix punctul 1, înseamnă foarte mult stres și foarte multă bătaie de cap. Deci, a fi peste competiție nu este atât de ușor și poate provoca, din punctul meu de vedere, multe nopți nedormite. Trebuie să vii cu ceva nou. Tot timpul afacerea ta va trebui să aducă un aer așa proaspăt de munte, glumesc. Va trebui să vină cu ceva nou și cumva, într-adevăr, să te diferențiezi de competiția ta cu ceva nou, cu ceva inovativ și ceva care să facă diferența. Aici nu vreau să intru în discuția în care, dacă un business nu merge, atunci antreprenorul trebuie să se gândească la un cu totul alt business. Da, dacă businessul în care tu investești nu produce veniturile la care tu te-ai gândit, atunci clar ar trebui să renunți la acel business și automat va veni ideea de a întreprinde ceva nou, de a crea ceva nou. Și credeți-mă că nu este ușor să creezi ceva cu totul diferit, ceva nou și să iei o tablă din asta, așa cum o vedeți voi, albă și să începi să-ți faci un nou plan de afaceri, să te gândești la noi furnizori, la noi afaceri și așa mai departe. Deci, da, dacă e să gândim, este foarte greu să vii și cu ceva nou față de competiție, dar este foarte greu să vii și cu ceva nou atunci când afacerea ta nu-ți mai merge, pentru că automat trebuie să treci din ceva, deci trebuie să inventezi o nouă afacere. Deci, Doamne ferește, când se ajunge și la chestiunea asta, deja lucrurile devin și mai hardcore, ca să zic așa. Deci, punctul 3 este, din punctul meu de vedere, așa mai scary. Adică te poate speria, pentru că nu vei ști cu ce să vii nou față de competiție și dacă cumva afacerea pe care o ai nu merge, iarăși va trebui să te gândești la ceva nou. Nu vei ști dacă acea afacere nouă va merge, deci punctul 3, cred că l-am pus așa foarte bine aici la mijloc și e un punct important. Nu îți garantează nimeni un venit constant, da? Nici chiar planul de afaceri, din păcate, nu îți poate garanta. Planul de afaceri e așa un fel de mare ajutor, din punctul meu de vedere, și poate să-ți creeze mici așteptări, însă vei vedea că de cele mai multe ori există o diferență între planul de afaceri pe care ți-l faci și ceea ce se întâmplă în realitate. Astfel încât acel venit constant de la finalul lunii pe care orice angajat îl are, te va ocoli. Adică, nu, sunt șanse să ai un venit extraordinar de bun la final de lună, iar următoarele 2-3 luni să fie praf. Deci va trebui să te obișnuiești cu
această lipsă de lichidități sau măcar așa, din când în când, să mai simți cum bate vântul prin buzunare. Trebuie să te reinventezi constant. Oarecum acest punct se leagă cu punctul 3 și cu punctul 2. Da, din punctul meu de vedere ar trebui să te reinventezi și afacerea ta la un moment dat poate e bine să aibă o nouă denumire, să aibă un nou brand, să vii cu un marketing nou și bineînțeles că această strategie te va costa iarăși mult timp, poate și bani, dacă nu-ți faci singur strategia de marketing și de branding și tot timpul va veni cu un stres în plus, pentru că iarăși nu vei ști dacă noul brand va prinde, nu vei ști dacă cumva era mai bine înainte, deși tu vii cu ideea tot timpul să te îmbunătățești sau să îți îmbunătățești afacerea. Și uneori te va surprinde că poate nu ai luat cea mai bună idee sau cea mai bună decizie și parcă era mai bine să lași așa brandul ăla și marketingul și tot ce ai conceput, era mai bine să lași așa cum era inițial. Însă, cum îmi place mie să spun, mai degrabă să regret ceva ce am încercat decât să regret ceva ce nu am încercat. Cel puțin asta este strategia mea. Clientul este noul tău șef care va sta așa și te va aștepta să dai greș. Fie că nu ai livrat coletul la timp, fie că nu i-ai livrat ceea ce se aștepta el, vorbim aici ca produse sau ca servicii, și va fi mai rău ca șeful tău, că în fapt și la urma urmei șeful tău îți va spune: băi, ia fă treaba aia cât poți de repede, hai, vreau să am documentele pe birou până mâine la ora Cutărescu. Din păcate, când vine vorba de clienți, aici se poate lăsa și cu o plângere pe la ANPC, se poate lăsa și cu o cerere de chemare în judecată, adică s-ar putea să ai mai multe momente în care să-ți dai așa în cap și să te gândești: bă, ce naiba o fi fost, de ce m-o fi apucat eu de business? Pentru că nu cred că vreunei persoane care se uită la canalul meu sau vreunei persoane întregi la minte îi place să trăiască așa într-o continuă stare de stres. Deci nu este prea plăcut ca, virgulă, clientul să fie noul tău șef. Uneori, parcă în corporații, șefii sunt așa mai cizelați, un pic mai educați. Nu, în afaceri nu e așa. Te pun imediat la respectienții dacă nu le livrezi ceea ce ai promis. Nu îți va garanta cineva succesul. Sau nu-ți garantează cineva că vei avea succes. În fine, fix același lucru. Da, din păcate, e posibil să te scazi așa într-un business din acesta mic, care, în linii mari, îți pune o pâine pe masă, însă nu îți aduce acel cozonac la care ai visat tot timpul, la acea mașină foarte șmecheră, la fetele care de-abia așteaptă să sară așa pe tine, tocmai pentru că ai acea mașină, la nu știu ce telefon, gadget-uri, case, vacanțe și așa mai departe. Deci e posibil să-ți aducă un venit decent, însă când mai stai așa și te mai uiți pe YouTube sau te mai uiți la filme și vezi cam ce venituri au unii din nu știu ce afaceri, e posibil să te deprime un pic și să te gândești: bă, nu mai bine stau eu și sunt angajat și măcar nu mai am stresul ăsta al clienților, al veniturilor lunare, al faptului că oricum și ca angajat cam tot acolo ies. Deci asta cu succesul și hai să fim antreprenori, hai să reușim, vom reuși, vom fi multimilionari până la 30-35 de ani, na, e cu duș întors. Rămâne, bineînțeles, în sarcina voastră și e de datoria voastră să încercați tot ce vă stă în putere să ajungeți în acel punct. Însă nu vă va garanta nimeni succesul. Nu știi să-ți organizezi timpul, ce crezi? Vei putea ajunge să dai faliment sau va fi nevoie la un moment dat să renunți la afacerea ta. Ce nu știu mulți este că organizarea timpului ca antreprenor sau ca întreprinzător, hai să spunem așa, întreprinzător,
Nu poate să mă mai critique cineva dacă spun întreprinzător, pentru că lumea este confortabilă cu acest cuvânt, întreprinzător. Din punctul meu de vedere, dacă nu știi să-ți organizezi timpul foarte bine, în sensul că ar trebui să știi să faci mișcare, ar trebui să știi să te simți bine, ar trebui să știi să călătorești, ar trebui să știi să citești, să îți îmbunătățești afacerea, să citești despre afacerea ta, să fii atent la competiție, să te dezvolți. Mamă, deci aproape că nu am degete pentru toate chestiunile care îmi vin acum în minte, însă dacă nu știi să-ți organizezi timpul din cadrul unei zile, atunci vei pierde foarte mult, vei pierde și bani, iar afacerea ta, în definitiv, nu se va dezvolta. Deci, trebuie să fii un bun organizator al timpului tău pentru a avea succes și pentru a nu cădea în plasa în care, spre exemplu, am făcut astăzi chestiunea asta și asta și cealaltă, dar de fapt tu practic n-ai făcut nimic. Adică ai stat, ți-ai făcut de lucru cumva, ai avut câteva ieșiri, bun, dar ce ai făcut pentru afacerea ta? Ce ai produs? Ce ai îmbunătățit? Uite-te pe o foaie de hârtie, scrieți pe o foaie de hârtie, bă, ce am făcut astăzi? Ce am făcut bun pentru afacerea mea? Sau ce am făcut bine pentru mine? Pentru că un antreprenor liniștit, relaxat, dezvoltat personal și așa mai departe, va fi un om de succes sau va putea ajunge un om de succes. Măcar dacă n-am lucrat pentru afacerea mea, măcar să lucrez pentru mine, să fiu eu mai bun, să fiu eu mai competitiv. Deci, aia că am ieșit și am dus niște documente contabile și am mai fost și am mai ridicat niște documente de la Registrul Comerțului. Păi, mai bine trimiteai un Uber să trimită niște documente contabile și la fel pe cineva să-ți ridice documentele de la registru sau mai știu eu de la ce altă instituție. Iar tu, în timpul ăla, mai bine lucrai la afacerea ta. Dezvoltai ceva în ceea ce privește afacerea ta. Însă, lista a ajuns la final. Sper că nu v-am speriat așa cu chestiunea asta de ce nu poate să doarmă liniștit un antreprenor și sper că nu v-am tăiat aripile de întreprinzători, antreprenori, oameni de afaceri și sper că veți avea încrederea în voi să dezvoltați proiectul la care ați visat, pentru că este păcat să nu regretați că ați încercat sau mai bine zis să regretați că ați încercat, pentru că în fond și de definitiv e posibil să ajungeți pe la 50-60 de ani să spuneți, băi frate, de ce naiba n-am încercat, mă, și am fost angajat atât de mult timp, nu? Astfel încât mai degrabă regretați că ați încercat. Gata, v-am lăsat. Până data viitoare, nu uitați să respectați întotdeauna legea. Eu vă salut. Numai bine. Pa, pa!